Am revenit la politica zilei, discutăm în această a doua oră despre ce se întâmplă în Ucraina, pentru că Federația Rusă a început referendumurile de anexare ilegală a teritoriilor ocupate în Ucraina. Vorbim despre niște referendumuri între ghilimele, ele sunt o farsă, așa cum au fost catalogate de statele vestice și de NATO, inclusiv de conducerea de la Kiev. Referendumuri organizate din ușă în ușă, pentru că secțiile de votare se deschid abia marți. Până atunci, în multe localități ucraine, ucrainienii nu au voie să plece, nu au voie să părăsească aceste localități. Este absolut o farsă, spun mai ales reprezentanții Americii, NATO. Discutăm despre acest subiect, dar și despre cum rușii fug, nu doresc să fie carne de tun în acest război. Sunt cozi uriașe la granița cu Finlanda. Aseară Lavrov a plecat de la întâlnirea ONU extrem de nervos. Zelenski le cere rușilor să protesteze împotriva mobilizării parțiale pe care a decretat-o Putin. Există în acel decret un articol secret, s-a spus inițial. Cei 300.000 de rezerviști pe care îi dorea Putin sunt de fapt 1.000.000, se pare, conform acelui articol din decretul semnat de Vladimir Putin. Discutăm și despre îndemnul patriarhului Kiril către ruși să meargă la război, pentru că dacă vor muri pentru țară, vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Acestea, dar și multe alte subiecte legate de ce se întâmplă în Ucraina și cu acest război criminal, cu invitatul meu special de la această oră, domnul Teodor Baconschi, diplomat, scriitor și fost ministru de externe. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Baconschi. Bună seara, bine v-am găsit. Discutăm în primul rând despre aceste referendumuri de anexare pe care le organizează Federația Rusă în patru regiuni din Ucraina. Ele au început deja din ușă în ușă, așa cum spuneam, pentru că secții de votare nu vor exista până marți. Ucrainienilor le-au interzis autoritățile, și vorbim aici de ruși, dar să plece din localitate. Ce credeți că se va întâmpla după ce își va desfășura această mascaradă Federația Rusă? Tot ce vedem, inclusiv această scenare pseudo-electorală, ține de procesul de degradare a Imperiului Rus, de deteriorarea oricăror standarde de bun simț uman, practic locuitorii acestor regiuni semi-ocupate și semi-eliberate de armata ucraineană sunt cobai unui experiment grotesc, să votezi cu arma la tâmplă. Dacă ar fi fost acolo atât de mulți filoruși, nu doar rusofoni, fără îndoială că ei s-ar fi înrolat deja în armata rusă. Iată însă că e nevoie pentru completarea necesarului de trupe ca recrutările să grebleze din nou Siberia și să adune din diversele republici exotice din Federația Rusă tot felul de nefericiți care vor ajunge în linia întâi a frontului cam în preajma iernii. Prost instruiți, înarmați anacronic, demotivați și trimiși la moarte cu argumentul că luptă cu niște fantomatici naziști. Deci tot ce se întâmplă e sub specia tragicomicului și nu poate decât să ne oripileze, inclusiv, cum spuneam, aceste referendumuri. Sigur, m-ați întrebat care va fi rezultatul. Rezultatul nu poate fi decât o unanimitate zdrobitoare în favoarea alipirii acestor regiuni la Federația Rusă. Și ne putem foarte bine imagina cum se întâmplă acest door-to-door. Intră un grup de militari cu un buletin de vot peste vreo babușca din asta de exact 70 și ceva de ani și îi se spune ești de acord să devii peste noapte parte a Rusiei și să-i desupui lui Putin, ce pot să spună puținii civili care au mai rămas acolo? Nu există liste electorale, cu atât mai puțin actualizate, iar singura zi în care, ultima din intervalul Marți. Referendar, da, când vor fi deschise niște așa zise centre de vot, probabil că vor fi mânați de la spate, tot cu baioneta, tot
tot așa, niște civili derutați, îngroziți și care nu vor avea, de fapt, de ales. Da, Kievul a spus că organizatorii care sunt de partea ucrainiană, da, care vor lua parte la această farsă, la această mascaradă, vor fi acuzați de înaltă trădare, însă oricum va fi prea târziu cumva. Aceste referendumuri ar fi putut fi oprite în vreun fel? Nu. Putin a pus mâna și pe Crimea printr-o procedură similară. Da. Sigur, atunci a profitat de un alt context internațional. Atenția Statelor Unite nu era concentrată pe Rusia și au pus în operă politica faptului împlinit, dar asta nu a dus la recunoașterea internațională a anexării Crimeei. Deci, evident, așa cum precizați anterior, niciun stat occidental, de fapt cred că niciun stat al lumii, poate cu două, trei excepții bizare, nu va legitima această farsă. Însă Putin, știm de ce face asta, vrea să schimbe logica războiului, să spună, el e într-un deficit major de legitimitate, a promis o victorie facilă și rapidă, eclatantă, s-a împotmolit în Ucraina. Acum, prin această anexare abuzivă și pe hârtie, vrea să le spună combatanților, în primul rând, ruși, că ei au deja misiunea de a apăra teritoriul rusesc. Și, bineînțeles, asta s-a cuplat și cu tot mai palide amenințări nucleare, e complet decredibilizat și în acest palier. Dar cred eu că această contraofensivă ucraineană, care a deschis un nou capitol în dinamica acestui conflict, da, va continua și, bineînțeles, că respectivele regiuni nu vor putea fi nici măcar militar guvernate de partea rusă. Pentru că e un teatru de război, nimic nu e stabil, nicio instituție nu e cu adevărat funcțională și, prin urmare, pretenția că au pus mâna pe respectivele teritorii este pur propagandist. Da, vorbim de patru regiuni, vorbim și de Zaporojie, acolo au continuat bombardamentele și în ultimele ore se discută mult despre centrala de la Zaporojie, vorbim despre Donetsk, despre Herson și despre Lugansk. La Herson e foarte interesant că oamenii sunt destul de, mă refer la ucrainieni, da, au reușit să fie destul de rezistenți împotriva acestor referendumuri prin comparație cu celelalte regiuni. Spun oamenii cum să rupi, da, ilegal, să anexezi, să rupi pe o bucată din Ucraina. Discutăm despre aceste patru regiuni aproape cât încă o țară. Da? E mai mult de 15% din teritoriul Ucrainei ce dorește să anexeze forțat acum Vladimir Putin. Însă la Zaporojie este o situație mai specială și datorită sau din cauza acestei centrale. Și aminteați despre pericolul acesta nuclear. Putin continuă să amenințe și să șantajeze cu arsenalul nuclear. Rusia are cel mai mare număr, de exemplu, de focoase nucleare, aproape 6.000, urmat, desigur, de Statele Unite ale Americii. Cât de real credeți că este pericolul acesta nuclear, să zicem, un război nuclear, poate mergem prea departe? Nu cred că e un pericol real, dar e o ultima pârghie pe care Putin o poate folosi în războiul psihologic pe care îl poartă cu Occidentul, își imaginează că asta ar putea despina frontul occidental de asistență acordată Ucrainei, că ar putea produce o fisură între europeni sau între europeni și americani. Președintele Biden a fost peremptoriu, i-a spus așa de trei ori, nu cumva să faci chestia asta. Bineînțeles că sateliții americani nu și-au pauze de masă, sunt strict monitorizate din cer toate mișcările care ar putea anunța o schimbare operațională, deci orice deplasare a unor astfel de focoase.
Și eu cred că și cercul lui Putin a intrat într-o nouă etapă. Adică ei deja nu mai au de ales între victorie și sinucidere colectivă, ci între sinucidere colectivă și scăparea de Putin. Asta mi se pare că e un gând salvator care încolțește în tot mai multe minți, chiar dacă pe coridoarele Kremlinului predomină încă frica sau obediența. Cred eu că oligarhii care reprezintă osatura caturii personale al Putin au început să reflecteze la un scenariu de ieșire din această fundătură. Da, că vorbeați despre cei din anturajul lui Putin, sigur am văzut și declarația unui fost premier al Moscovei, al Kremlinului, da, care spune că această amenințare cu arsenalul nuclear nu este atât de reală. Putin șantajează pe de-o parte cu gazul întreaga Europa, dar șantajează și cu acest arsenal nuclear. Este interesant ce se întâmplă și cu rușii de rând, care după mobilizarea aceasta parțială pe care a anunțat-o Vladimir Putin, fug din țară, cât mai reușesc să fugă. Înțelegem că numai 11.000 de ruși au reușit să plece folosind avionul, da, pentru că și-au luat bilete spre Cairo, spre Dubai sau spre alte locuri unde nu le trebuie viză, pentru că și aceasta este o problemă, însă sunt cozi foarte mari la granița cu Finlanda și îi rog pe colegii mei să arate imagini de acolo. Între timp, rușii atacă propriile centre de recrutare cu cocktailuri Molotov. În această dimineață au fost identificate astfel de incidente în care rușii își procurau cocktailuri Molotov și incendiau practic centrele de recrutare, iar peste 1.000 de protestatari care au fost reținuți ar fi fost trimiși carne de tun în războiul din Ucraina. Zelenski îndeamnă pe ruși să protesteze. Credeți că vor escalada aceste procese, proteste în Rusia, sau oamenii vor fi deja în frică că vor fi luați de pe stradă cu forța și trimiși la război? Acum, sigur că societatea rusă e înfricoșată. Putin strânge șurubul regimului său autoritar de cel puțin 10 ani. Dar contractul politic dintre Vladimir Putin și clasa medie din Rusia s-a rupt. Rușii care din marile orașe, care stăteau liniștiți, vedeau războiul ca pe un show televizat, acum își pun pielea pe bățe. E clar că șocul războiului, riscul pur și simplu de a fi împachetat și trimis pe front la o moarte sigură, nu încălzește nicio familie din Rusia. Și protestele au fost deocamdată punctuale, destul de modeste. Unii s-au grăbit să spună că însăși puterea vrea să demonstreze cât de mici sunt protestele, ca să descurajeze masele. Dar între acești milion de recruți sunt foarte mulți bărbați cu familie, o carieră oarecare, niște griji și niște responsabilități. Nu sunt copii de 20 de ani care cred că pleacă într-o cruciadă eroică. Toți acești oameni vor căuta o cale de scăpare. Am văzut că, deci cred că și presiunea pe granițe, acolo pe unde mai pot ieși, va continua să crească și protestele se vor înmulți. Da. Și e nevoie de proteste, pentru că, să nu uităm, Putin a intrat în această spirală paranoică după revoluțiile portocalii din spații ex-sovietice contigue cu Rusia. Deci nimic nu sperie mai tare, ca de altfel pe orice dictator, decât o masă de oameni în stradă. Până în 2012, după diverse alegeri trucate, și la Moscova sau Sankt Petersburg au fost demonstrații de protest cu sute de mii de oameni. Dacă rușii nu reușesc din nou să se solidarizeze și să facă masă critică, astfel încât protestul acela să conteze, atunci le va fi din ce în ce mai rău înainte de a le fi mai bine. Acum e esențial nu doar să-și scape pielea dacă au bani de avioane
bilete triplate, sau dacă pot ajunge în destinații din astea puțin absurde, să-ți imaginezi un exod spre Mongolia, da. E destul de greu. Dar totuși, principala lor armă este nesupunerea civică. Deci, în acest moment, câți intelectuali mai sunt pe acolo, că vreo 200.000 de cadre și oameni cu educație superioară au plecat din Rusia în primele 6 luni ale războiului, dar oricum lideri de opinie și așa mai departe ar trebui să își înfrângă frica, pentru că e și singurul lor de etichet de reîntoarcere în lumea civilizată. În fond, toată lumea e cu ochii pe Rusia și dacă rușii continuă să legitimeze ororile programate de Putin, vor fi și ei pe o bancă imaginară a acuzaților, adică trebuie să ne arate că se despart de acest regim. Este corectă așteptarea că dacă va pune societatea, da, presiune pe conducerea de la Kremlin, pe Putin în primul rând, dacă vor exista proteste masive, dacă elita, da, va pune presiuni sau cercul, partea aceasta economică, da, vor pune presiune, ar putea fi oprit Putin? E corectă această așteptare? Da, întotdeauna se întâmplă așa, pentru că în marile rupturi istorice e foarte greu să deosebești războiul civil de o revoluție sau de o lovitură de stat. Toate astea sunt de obicei succesive sau simultane, dar foarte greu de distins. Să ne amintim și noi, ca români, în fond am scăpat de o dictatură care durase 25 de ani, chiar mai mult. Și cum s-a întâmplat asta? Păi, s-a întâmplat în momentul în care focarul de revoltă de la Timișoara s-a mutat la București, în capitală. Deci în proximitatea fizică a dictatorului. În momentul în care au ieșit în stradă suficient de mulți oameni nervoși, care transmiteau mesajul că vor libertate cu orice preț și că nu mai au ce pierde, atunci tot eșafodajul lui Ceaușescu, armată, securitate, trupe speciale și așa mai departe, a trecut în 48 de ore de partea poporului. Niciunul nu mai vedea de ce și-ar mai risca pielea, apărând un om pe care protestul masiv îl delegitimează instantaneu și care nu mai are niciun fel de bază populară. Deci, cred că și, bineînțeles, la altă scară, în Rusia, procesul este similar. Acum rămâne însă de văzut, pentru că Putin a adoptat o legislație draconică împotriva oricărui tip de protest civic, iar aceste sancțiuni penale sunt și mai severe în contextul războiului, pentru că, în sfârșit, nu se mai vorbește despre o operațiune specială. Deci, într-adevăr, fiecare protestatar izolat, dacă rămâne izolat, e umflat de trupele speciale și riscă 15 ani de închisoare. Da, pe de altă parte, riscă încorporarea și trimiterea pe front. Exact. Deci, dintr-o dată, rușii au de ales între ceva foarte prost și ceva mortal. Deci nu cred că mai au prea multă marjă de manevră. Trebuie să se decidă și să-i arate lui Putin și camarilei de la Kremlin că acest joc a mers prea departe și că nu mai există suport popular. Nu trebuie însă să neglijăm efectele inerțiale ale unui aparat de propagandă uriaș, care a confiscat întregul peisaj mediatic rusesc. Sigur, există în exil, prin țările baltice, tot, sau pe Telegram, tot felul de voci care, pe de o parte, informează lumea din afara Rusiei despre ce se întâmplă cu adevărat acolo și, pe de altă parte, mențin un sentiment antiputinist. Însă, rusul de rând, care deschide un radio sau se uită la televiziuni, în mod evident este spălat pe creier, este agresat de luni de zile, poate de ani de zile, cu toată această narațiune mesianică despre o Rusie care își recâștigă imperiul și domină lumea, așa încât
ne putem aștepta ca și efectele propagandei să mai dureze o vreme. Însă e tot mai greu să acoperi realitatea cu această cârpă colorată în culori vii. Și cred eu că adevărul se va impune deja dincolo de canalele de propagandă, în mintea și în viața fiecărui rus. Da, e foarte important de notat și faptul că Moscova a semnat un decret prin care se acordă cetățenie rusă străinilor care semnează un contract cu forțele armate ruse. Aici vorbim însă despre cei din Kazahstan, Uzbekistan. Da, acolo autoritățile le spun nu mergeți la război cetățenilor lor. Discutăm despre acest subiect, dar și despre cum ambasada Rusiei în Italia a făcut o postare despre întâlnirile liderilor italieni cu Vladimir Putin. Mergem într-o scurtă pauză de publicitate și revenim. Am revenit la Politica Zilei. Vă spunem că rușii nu doresc să fie carne de tun pentru Vladimir Putin. Sunt cozi uriașe la granița cu Finlanda. Vedem și noi imaginile de la colegii noștri de la Libertatea. Sunt cozi uriașe de mașini în primul rând. Revenim la discuție. Invitatul meu special de la această oră este domnul Teodor Baconschi. Domnule Baconschi, vine un mesaj, sigur, nu surprinzător, dar în continuare extrem de dezamăgitor, de la Patriarhul Kiril al Rusiei, care spune, mergeți cu curaj să vă îndepliniți datoria militară și nu uitați că dacă veți muri pentru țara voastră, veți fi cu Dumnezeu în împărăția sa, în glorie și în viață veșnică. Kiril, practic, susține acest război. Da, l-a făcut-o de la început. Și sigur că pe lângă încărcarea sa cu o responsabilitate morală greu de rezolvat, a continuat să fie un pion al ideologic, pur și simplu, doctrinar al acestei mistificări militariste, aceste aventuri responsabile. E adevărat că ce a spus acum, după marea recrutare, seamănă leit cu ce ar putea spune un ayatollah la Teheran sau lider taliban pe crestele Afganistanului. Și asta ne dovedește că distanța dintre ortodoxie și ortodoxism este uriașă. Deci capacitatea politizării ortodoxiei de a altera ortodoxismul de a altera dreapta credință, ca să zic așa, niște principii și valori evanghelice, e uriașă. Kiril e deja izolat în ortodoxă, doar în da. Creștină. Și asemenea lui Putin, dar pe plan jurisdicțional, canonic, eclesiastic, el și-a făcut socoteala inițială că va câștiga noi teritorii și se va alege în final cu concluzia că a pierdut și ce avea. Deci, cred că a făcut un pariu greșit, tot la tot cu Putin. Și a reușit totodată să compromită ortodoxia rusească, totuși milenară, care avea demnitatea ei și o prestanță dată nu numai de demografie, nu, ci și cu istorie. Și asta sigur că va atrage niște schisme. Am văzut deja că micile biserici ortodoxe din statele baltice să rupte Moscova, la fel cea din Finlanda, iar în Ucraina cu siguranță o să apară într-o Ucraina în UE și să o spunem tot mai pe șleau și în NATO, o să apară o patriarhie autocefală care nu va mai avea legături canonice cu Moscova. Patriarhia Moscovei e deja într-o a întrerupt comuniunea cu Patriarhia Ecumenică de Constantinopol și cred că se mai sprijină doar pe niște falange radicale din Biserica Ortodoxă Sârbă și probabil din o anumită parte din Ortodoxia Bulgară, dar încă o dată e nedemn de creștinism și nedemn de tradiția răsăriteană, apostolică. Această împletire toxică dintre
religie și politică, în numele chipurile a Sinfoniei Bizantine, dar doctrina creștină despre război în toate confesiunile cât se poate de limpede. Singurul război just e cel de apărare. Acum, e adevărat, prin fenta lui Putin, Kiril ar putea să-i păcălească pe rușii mai naivi, că, într-adevăr, e vorba de un război de apărare. Însă, toată deșențarea, excesele verbale, am urmărit în aceste luni și declarațiile publice ale unor aghiotanțe, patriarhului Kiril, diversi profesori de teologie, inși cu felurite funcții în administrația patriarhală, au fost grotești. Deci, pur și simplu, par captivi într-un fel de nebunie sectară care le-a întunecat mințile și care îi face să spună pe bandă rulantă numai orori. Deci e o înstrăinare, o deteriorare, o trădare până la urmă a învățăturii creștine de mare amploare, o nouă sminteală comparabilă cu erezia bolșevică. Da, e de notat totuși că Biserica Ortodoxă Română a avut o poziție extrem de clară și tranșantă de la începutul acestui război, s-a poziționat împotriva războiului și ăsta este un lucru extrem de important, ca de altfel majoritatea bisericilor din regiune și din întreaga lume. Mergem din nou într-o scurtă pauză de publicitate. Când revenim, discutăm despre ce se întâmplă în Italia, pentru că ambasada Rusiei în Italia a făcut deja o postare interesantă cu lideri italieni la întâlniri cu Vladimir Putin. Am revenit pentru ultima parte. Ambasada Federației Ruse în Italia a făcut o postare controversată pe Twitter. Vedem și noi acum postarea. Extrase din istoria recentă între Rusia și Italia. Atâtea amintiri. Aceasta este postarea în care lideri din Italia apar alături de Vladimir Putin și există această controversă sau discuție acum, domnule Baconschi, dacă nu cumva Rusia intervine într-o formă sau alta în alegerile din Italia. Bun, e o postare a ambasadei Rusiei care încearcă să-l legitimeze retroactiv pe Putin și să ne arate vremurile bune în care era braț la braț cu liderii G7. Dar e din alt film. Acum asistăm la un film horror de seria B. Din păcate, nu din fotoliu, oamenii mor, își distrug familiile, își pierd casele, joburile. În Ucraina e o tragedie uriașă pe care de câte ori avem tentația de a râde de caracterul hilar al recrutărilor rusești din Extrem Orient, nu trebuie să uităm. Dar Putin, dincolo de ce ar mai putea posta ambasadele sale prin Europa sau în alte părți, e un lider radical izolat, s-a văzut asta și după summitul de la Samarcand, unde China și India i-au dat peste degete și l-au lăsat să aștepte. S-a văzut la recentă adunare generală ONU de la New York, unde literalmente Rusia s-a trezit pusă la zid de comunitatea internațională. Așa încât astea sunt gesticulații teatrale din sfera propagandei și nu prea mai au succes. Sigur că Italia e prag de alegeri, probabil că s-au activat ca să sugereze că fratelii d'Italia ar avea binecuvântarea lui Putin, ceea ce e o prostie, una e una, alta e alta, ca să zic așa. Da. Nu, da. Trebuie să facem tipul ăsta de amalgam. Da, l-am văzut pe Lavrov aseară plecând extrem de nervos de la întâlnirea ONU și acuzând, la fel, pe aceeași retorică ca și a lui Putin, da, Vestul și NATO că ajută, sprijină Ucraina. Pe final, vă rog, într-un minut și jumătate să ne spuneți cum interpretăm această plecare furibundă a lui Lavrov de la ONU. Eu am apreciat umorul ministrului de externe ucrainean, Kuleba, da, care a spus că diplomații ruși fug la fel de repede ca soldații ruși. Da. Lavrov e obișnuit în ultimele 6 luni, dintr-o vedetă controversată, sumbră a vieții internaționale, a devenit și el un paria. A plecat și de la Geneva, i s-au trântit ușa în nas în mai toate forurile multilaterale, deci e deja business as usual.
Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule Baconski. Am discutat despre ce se întâmplă în Ucraina. Vă reamintesc că sunt referendumuri ilegale acum în desfășurare în Ucraina de anexare a patru regiuni, așa cum își dorește Vladimir Putin. E important să înțelegem că acolo, în Ucraina, se întâmplă un război. Nu, nici de cum o operațiune specială, nici de cum nu-i vorba de mobilizare parțială, așa cum îi place lui Vladimir Putin să spună. Iar ce face Federația Rusă acolo sunt crime de război. Voi vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. De la Fix urmează Bună România. Noi ne revedem luni de la ora 16. Weekend liniștit!